De Ziua Internațională a Femeii, la Paraclisul Sfânta Maria al Parohiei Timișoara Iosefin, a avut loc adunarea generală a Societății Femeilor Creștin-Ortodoxe din Timișoara. În cadrul ședinței a fost prezentat bilanțul activității din anul 2016 și programul pentru anul în curs. Membrii Societății Femeilor Creștin-Ortodoxe din Timișoara au participat mai întâi la slujba acatistului Bunei Vestiri, oficiată de înalt preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, în Paraclisul Sfânta Maria al Parohiei Timișoara Iosefin. În partea a doua s-a desfășurat adunarea propriu-zisă. Ierarhul a deschis lucrările printr-un cuvânt de apreciere referitor la activitatea caritabilă a societății. Activitatea pe care a desfășurat-o într-un an de zile este de felicitat, pentru că peste problemele lor de familie, de muncă, își găsesc timp și pentru a întinde mâna semenilor lor. Sunt un model pentru credincioasele din această parte de țară și rugăm pe Bunul Dumnezeu să le ajute pe mai departe ca împreună cu noi, slujitorii altarelor, să putem avea cât mai multe activități împreună pentru a-i ajuta pe cei care sunt în nevoi și în suferință. Un proiect important al organizației este și cel intitulat Fiecare copil, un dar al lui Dumnezeu, care se desfășoară în parteneriat cu Centrul de Primire, Regim de Urgență, de pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș. Pentru anul 2017, Societatea Femeilor Creștin-Ortodoxe din Timișoara și-a propus să continue toate proiectele începute în anii anteriori. În acest sens, vom intensifica colaborarea cu Serviciul Social al Arhiepiscopiei Timișoarei, în special pe probleme sociale, dar și pe probleme de voluntariat pe care dorim să-l dezvoltăm în această parte de țară. Aici, la Societatea Femeilor Creștin-Ortodoxe, ajutăm în măsura posibilităților și elevii care au obținut performanțe la școală, au rezultate deosebit de bune, dar, din păcate, familia nu poate să-i susțină financiar. Și noi, în măsura posibilităților, am fost alături de ei, oferindu-le toate cele necesare. Femeile creștin-ortodoxe timișorene desfășoară proiecte caritabile în sprijinul bolnavilor din spitale, vârstnicilor din aziluri, deținuților din penitenciar, copiilor de la spitalul de neuropsihiatrie, dar și în afara orașului, mai ales în localitățile Jebel și Gătaia, unde sunt internate persoane cu afecțiuni psihice.